Bună seara și bine ați venit la întâlnirea noastră prilejuită de prezentarea promoțiilor lunii august 2024. Bună seara și bine ne-am regăsit. Iată că ne vedem mai des la doTERRA și asta ne place. Pentru că atunci când ne vedem ca să vă vorbim despre diverse oferte și promoții, asta întotdeauna este o veste bună. Și astăzi venim iar către voi. Sperăm că v-ați bucurat și ați profitat de ofertele BOGO și că ați spus și celor dragi. Gata, a fost, s-a dus, s-a încheiat. A fost intens, a fost intens. Cu siguranță că mulți încă nu și-au revenit după ziua de ieri, că așa se întâmplă. Eu mai trebuie să revin după ziua de ieri, recunosc. În ultima zi este o expresie. Se îngrașă, dar ideea este că a fost foarte intens și cu siguranță că mulți după această perioadă și-au luat un pic de liber. Așa că... Și este prima zi din luna august, care este oficial lună de concedii, chiar dacă unii au mai fost în vacanțe și în lunile anterioare. Luna august cumva este recunoscut oficial ca lună de concedii, așadar chiar m-aș bucura cei care sunteți în seara asta alături de noi. Dacă ne vedeți și ne auziți, mă gândesc că ne-ați fi zis, dacă nu ne auzeați, spuneți-ne de unde sunteți, de unde sunteți alături de noi, din ce oraș sau din ce țară, ca să vedem cu cine avem bucuria să fim împreună în seara asta, iar cei care ne veți urmări în reluare, cu atât mai mult vă invităm să faceți același lucru. Și credeți-mă, merită, nu știu dacă ați apucat să citiți, apropo, puneți-mi un chat dacă ați apucat să parcurgeți prezentarea promoțiilor în scris, da? Postarea cu promoțiile lunii august. Și acum, cei care sunteți de ceva vreme în doTERRA, deja știți ideea cu promoțiile. Avem în fiecare lună promoții? Da și nu. Avem anumite promoții din când în când, da, cum a fost promoția cu BOGO, dar avem și promoții care sunt lunare. Și aici se înscriu produsul gratuit al lunii pentru membrii doTERRA, astea doar pentru membrii doTERRA, da? Produsul gratuit al lunii, avem produsul redus al lunii, astea sunt promoții pe care le avem în fiecare lună și despre care aflăm la data de întâi, dar și despre alte surprize pe care doTERRA ni le oferă. Și iată că avem și în această lună surprize. Ia uite, avem și din Cluj, de aici de lângă noi. Ne bucurăm, Ana! Bună seara, bună seara, Adriana, bună seara, Mara, Roxana, Livia, uite, avem din Cluj mai mulți. Nici n-am știut. Cristina, bună seara tuturor, ne bucurăm că sunteți alături de noi și vă invităm de-a dreptul să dați de veste celor din echipele voastre sau celor prietenilor pe care i-ați invitat în grupul nostru Natura într-o picătură să vină și ei să vadă despre ce e vorba în această lună. Dar m-a invitat într-un mod foarte subtil să mă apropii mai tare de el, așa că am să fac asta. Nu erai centrată în imagine. Așa. Bun, haideți să vedem despre ce este vorba. Înainte de toate, hai să ne prezentăm pentru cei care nu ne știți. Eu sunt Simona Dărăban. Eu sunt Dan Oros. Și dacă sunteți începători în acest grup nou intrați, vă urăm bun venit. Dacă sunteți începători și nou intrați în lumea doTERRA, în familia noastră sau în familia doTERRA extinsă de asemenea, vă dorim bun venit și călătorie plină de surpriză minunată, așa o să aveți alături de doTERRA. Și hai să vedem, ia uite, din Șimleu, Silvanie, avem și mi-am dat seama și cine e. Bună seara! Bună seara, Iulia! Da. Haideți să vedem ce ne-a pregătit doTERRA în această lună, pentru că după ce am încheiat luna trecută așa cum am încheiat-o, sincer să fim, noi ne așteptam la promoțiile obișnuite, produsul gratuit al lunii și produsul redus, însă avem și surprize și surprizele sunt atât de mari încât, sau atât de neașteptate încât de-a dreptul s-a creat coadă în shop astăzi, în shop-ul virtual. Puneți-mi un 2 în chat cei care astăzi deja v-ați făcut LRP-ul, v-ați plasat comanda LRP și sper că ați plasat-o de 125 de puncte, pentru că ați văzut minim de 125 PV, pentru că ați văzut ce v-am pregătit și în echipă, un giveaway cu multe, multe, multe premii.
în echipa Spanda, noastră. În acest grup sunt și membrii ai altor echipe și, bineînțeles, sunt bineveniți, că de aceea am și deschis grupul pentru informare pentru toată lumea, dar, bineînțeles, că avem și anumite lucruri care se adresează strict echipei noastre și în partea a doua întâlnirii noastre, după ce o să vorbim despre ofertele pe care ni le oferă doTERRA tuturor, o să vă punctăm care este promoția pe care o oferim împreună cu liderii din echipa noastră în această lună pentru membrii echipei Spanda. Așadar, iată că sunt promoții din toate direcțiile, și de la doTERRA și de la noi. Și haideți să vedem despre ce este vorba, pentru că avem câteva lucruri despre care vrem să vă povestim în această seară. Așadar, Dan, te rog să ne aduci slide-urile pe ecran și vom începe, ca de fiecare dată, cu produsul gratuit al lunii. Dacă ești nou în doTERRA, nou însemnând că ți-ai creat cont de membru luna trecută, asta înseamnă că încă n-ai avut ocazia să îți plasezi nicio comandă pe programul LRP, deoarece în programul de loialitate, Loyalty Reward Program LRP, poți intra doar din luna următoare celei în care ți-ai creat contul de membru și este unul dintre marile beneficii ale statutului de membru. Îți recomandăm cu căldură orice comenzi vei plasa de azi încolo să le plasezi pe programul LRP, pentru că pe programul LRP vei primi puncte recompensă la orice comandă de minimum 50 de puncte, puncte recompensă care cresc în quantum de la 10 până la 30%, tot din 3 în 3 luni cu câte 5%. Punctele recompensă fiecare valorează cât un euro și le poți folosi ca să-ți iei gratuit produse doTERRA și credeți-mă, se adună rapid și sunt mega recompensatoare. La mine nu există lună de câteva luni deja să nu-mi iau produse pe puncte recompensă de cel puțin 100-200 de puncte, asta pentru că în fiecare lună mai fac cel puțin 70 de puncte înapoi prin comenzile mele. Iar acest program de recompensare a loialității este într-un anumit fel unic în această industrie. Spun într-un anumit fel, mai sunt și alte companii puține care au diferite programe de loialitate, de recompensare a loialității, dar cei de la doTERRA este unul extrem, extrem de generos. Da? Apropo, puneți în chat un 4 dacă faceți cumpărături online, de pe magazine online. Dacă e așa. Din punctul meu de vedere, puneți un 4 dacă faceți cumpărături frecvente din același magazin. Cred că este cel mai corect să întrebăm așa. Dacă aveți câte un magazin în care faceți cumpărături frecvente, okay, cel puțin o dată pe lună, bun, mergeți în același magazin și faceți ceva cumpărături. Acum și noi facem cumpărături online, mai ales eu, că mie nu-mi place să merg la magazine, nici ei nu-i place. Dar mie nu-mi place nici să cumpăr. Dar mie mai puțin decât ei și atunci îmi comand online. Și adevărul este că mă surprind așa când văd că, știu eu, sunt anumite site-uri care, dacă îți creezi cont de membru, îți dau 5% puncte de loialitate. În cazuri excepționale, 10%. Da? Dar nu mai mult de atât. Și 10%, de fapt, impropriu spus, că de fapt se adună câțiva leuți acolo, dar totuși este motivant. Și atunci mi-am dat seama cât de motivant ar trebui să fie programul de loialitate de la doTERRA, unde de exemplu la o comandă de 100 de euro, da, după ce ai fost un client fidel timp de un an de zile, ai 30% puncte de loialitate. Adică 30 de euro se întorc spre tine sub forma unui voucher cu care poți să achiziționezi produse gratuite. Chiar deci, 37, că și transportul. Ok. Ideea este că e super motivat, super recompensator și sincer, eu nu înțeleg pe ea care nu
optează pentru programul de loialitate de la doTERRA. M-ați auzit mai înainte spunând că mie nu-mi place să fac cumpărături nici în magazinele fizice, rămân la această afirmație, și nu-mi place nici online, și așa este. Nu-mi place online să, nu știu, să tot fac scroll, să caut haine, de exemplu, sau, da? La doTERRA, pe de altă parte, îmi e foarte simplu. Cunosc produsele, știu ce vreau, iar la început, când nu le cunoșteam și nu le aveam încă, voiam să văd despre ce este vorba, pentru că am văzut beneficiile la fiecare produs pe care mi l-am adus în casă, am obținut rezultate extraordinare cu el, și încă după 7 ani jumate de comenzi lunare și nu o singură comandă, încă aștept de fiecare dată cu drag pachetul de la doTERRA, pe care cu entuziasm de-a dreptul. Așa încât curierul de fiecare dată e super încântat să vină la noi, și sunt convinsă că nu doar la noi, am impresia de fiecare dată, mai ales când îmi comand ceva nou de la doTERRA, că vine Crăciun, abia aștept să desfac pachetul și să văd ce mi-am luat acolo și e nou. Și luna asta chiar avem șansa să facem cu adevărat Crăciun în luna august, iar cei care mi-ați lăsat doiul încet că v-ați spus deja comenzile în dimineața asta, sunt convinsă că v-ați pus pe comenzi travel kit-ul cu produsele de soare în varianta mică și difuzorul bufniță împreună cu uleiul de lavandă. Mie mi se mai spune mama bufniță. Pentru că sunt foarte atent așa la tot ce se petrece. Așadar, abia aștept și eu să primesc, pentru că am avut șansa să văd cum arată pe viu acest difuzor și este absolut adorabil. Toate difuzoarele sunt formă de animăluțe de la doTERRA, sunt drăguțe și unele mi le-am și achiziționat. E adevărat că unele le-am și făcut cadou, am rămas, cred că, cu unul singur până la urmă dintre cele pentru copii, însă cu trenulețul, da, pentru Crăciun, însă acesta bufniță are, e foarte drăguț, e foarte drăgălaș și foarte util și da, așa o notă de calm, de înțelepciune, de exact. Și bufnița e un simbol al înțelepciunii. Exact. Așadar, dacă nu v-ați luat încă difuzorul, puneți mâna și faceți-vă comenzile, și mai mult, dacă nu v-ați luat și travel kit-ul și vreți să-l aveți, și de ce vreți să aveți travel kit-ul, o să vedeți imediat când ajungem la prezentarea lui. Pentru că vine cu produse noi, un produs nou pe care nu îl găsiți să-l cumpărați separat, plus că vine în acea formă mai mică, ușor de luat în bagaj. Dar să revenim la programul de loialitate, la care, pe lângă punctele recompensă, unde la doTERRA sunt foarte, foarte darnice și fiecare punct valorează câte un euro, în fiecare lună, prima comandă de minimum 125 PV, plasată până în data de 15 a lunii inclusiv, îți aduce în mod automat un ulei cadou. Se numește produsul gratuit al lunii, așa și apare pe factură, și în fiecare lună este un ulei diferit. Așadar, în fiecare lună vom afla pe data de 1 care este produsul gratuit al lunii. Și în această lună avem un ulei, din nou un ulei în ediție limitată. Ce înseamnă asta? Este un ulei pe care nu-l avem în shop, nu avem acces la el, nu-l putem cumpăra. Doar la promoție, da? Cu atât mai mult, asigurați-vă că vă plasați comenzile de minim 125 PV, atenție, nu euro, da? Pentru că acolo unde sunt reduceri între la produse sau așa, PV-ul nu e foarte apropiat de preț. Verificați și veți primi în mod automat acest ulei extraordinar de Palma Rosa, ulei care are foarte multe beneficii. Foarte curioasă sunt cei care ați avut șansa să-l testați și îl aveți deja acasă. Palma Rosa este un ulei care are un conținut mare de geraniol. Este compusul chimic activ predominant și în uleiul de trandafir și în uleiul de geranium. Însă este, după cum vedeți, face parte dintr-o familie de ierburi, precum lemongrasul și citronela, și se distilează cu aburi, și uleiul obținut este foarte util în orice fel de probleme de piele, de păr, foarte bun și pentru păr. Este un ulei care asigură sănătatea și regenerarea celulelor pielii.
Chiar am citit despre acest ulei și trebuie să recunosc, eu îl țin în baie și îl folosesc, nu îl folosesc în fiecare zi, dar ce am studiat acum despre uleiul de palmarosa m-a făcut să decid că îl voi folosi în fiecare zi, pentru că ajută la regenerarea celulelor pielii și la creșterea de noi țesuturi, contribuind astfel la vindecarea cicatricilor și a petelor sau diverselor, nu știu, chestii care apar odată cu îmbătrânirea pielii, odată cu îmbătrânirea, da, pe piele. Și atunci acele pete mai închise la culoare și atunci vrem să folosim uleiul de palmarosa în fiecare zi, pur și simplu aplicat împreună cu crema sau serumul pe care îl folosim pe față. Practic, multe dintre beneficiile acestui ulei sunt în comun cu cele ale uleiului de trandafir și a uleiului de geranium. Pentru că având această componentă, geraniolul, care dă mirosul acela specific dulceac, da? De trandafir. Da, de trandafir, dar de fapt acea substanță generează acea substanță împreună cu alte sute de substanțe care sunt incluse în ulei, dar aceasta este substanța dominantă, da? Și bineînțeles că, repet, multe din efectele pe care le regăsim la uleiul de trandafir și la cel de geranium le regăsim și la palmarosa. Pentru că, deși sunt din familii, zicem, din surse diferite, totuși e vorba de, zicem, multe similarități. Are de asemenea proprietăți bactericide, adică ajută la inhibarea dezvoltării bacteriilor. Este un ulei pe care îl puteți aplica direct pe vătămările corporale, pe răni, tocmai pentru că ajută la regenerarea celulelor și a țesuturilor, dar este și un ulei cu puternice efecte antiinfecțioase, așadar foarte util de avut la noi chiar nu m-am gândit până acum, dar se pare că va deveni un favorit de avut cu noi în trusa de călătorii, oriunde mergem, fiind și în varianta de 5 ml, așa se găsește el, e foarte util de purtat cu noi peste tot. Și ușor. Exact. Așadar, rețineți, foarte bun în tratarea tuturor problemelor ce țin de piele, de la vătămări până la regenerare și tot ce ține de planul antibacterian, antiinfecțios, susține sistemele corpului în același sens, pentru că aplicat pe piele, noi știm că nu se oprește acolo, ci se va absorbi prin țesut până la nivelul sângelui și de acolo va fi purtat în întregul organism. Inclusiv în cazul infecțiilor fungice, este un ulei la care putem apela și atunci când avem probleme de digestie, de exemplu, aplicat și masat ușor pe abdomen. Evident că oferă și suport mental și emoțional și foarte bun în acest sens pentru a ne ajuta să ne centrăm, să venim în centrul ființei noastre, în inima noastră, dacă vreți, tocmai geraniolul știți că asta face, și combătând astfel sentimentele de descurajare, depresie, tristețe, da? Ne ajută să ne regăsim noi pe noi și să ne fie bine. Și bineînțeles poate fi utilizat ca parfum, da? Pentru că sunt, de exemplu, foarte multe persoane utilizatoare de uleiul doTERRA care folosesc, de exemplu, uleiul de trandafir sau uleiul de geranium ca și parfum. Apropo, puneți un 5 încet dacă folosiți ca parfum ori uleiul de trandafir, ori uleiul de geranium. Da? Eu îl folosesc pentru piele, eu mai puțin ca parfum. Folosesc uleiurile esențiale ca parfum și, apropo, până văd niște feedback-uri de la voi, dacă tot a pus Dan întrebarea asta sau a făcut afirmația asta că cei care folosesc uleiurile esențiale le folosesc și pe post de parfum, am remarcat și aici, hai să formulez altfel. Recomandarea mea călduroasă este, dacă tot folosiți uleiuri esențiale, și le aveți în casă și le folosiți și le iubiți,
Gândiți-vă cu drag și studiați un pic chiar aici în grup care sunt efectele nocive ale parfumurilor din comerț. Nu contează de la ce casă de modă sunt sau cât de scumpe au fost, parfum, punct. Orice parfum există pe piață și se găsește la vânzare și oricât de bine ne-ar mirosi și oricât de fani suntem, v-am zis, eu am fost fan numărul unu, pentru mine parfumul erau așa o chestie, o etichetă proprie, aveam o mulțime de parfumuri și erau parfumuri de acum, cum se găseau acum mulți ani, adică nu atât de sintetice ca cele din ziua de azi. Însă am aflat din fericire în timp util cât de dăunătoare sunt toate parfumurile, toate esențele acelea care se adaugă în duș geluri, în cremele de corp, în orice punem pe noi și ce efect devastator au în organismul nostru ca perturbatori ai sistemului endocrin. Așadar, faceți-vă un mare bine, renunțați la parfumuri, la tot ce conține parfum și folosiți uleiurile pe post de parfum, pentru că aveți cea mai naturală, cea mai pură soluție cu care puteți să vă creați parfumuri unice, personalizate în fiecare zi și cu care să și mirosiți bine, dar să vă și faceți un bine, atât pe sistem emoțional, schimbându-vă starea în funcție de necesități, doar folosind uleiurile potrivite pentru asta, dar și în plan fiziologic. Și apropo de parfumurile din comerț, la modul real, dacă un parfum costă sub 500 de euro, nu vă puteți aștepta că el va conține uleiuri esențiale naturale. Înțelegeți? Există pe piață parfumuri care se fac cu uleiuri esențiale, dar acelea costă repede la 500 de euro în sus, 1000 de euro, o sticluță micuță. Pentru că un ulei esențial, 100% pur, cu siguranță că nu o să-l luați cu 50 de lei sau știu eu. Exact. Deci rețineți ideea, aveți uleiuri în casă, le puteți folosi cu succes și pe post de parfum. Și alegeți-vă în fiecare zi parfumul preferat. Bun, mergem mai departe. Palmarosa la 5 ml pentru îngrijirea pielii, a tenului, a tot ce ține de tot ce am povestit. Îl primiți cadou la prima comandă de minim 125 PV plasată pe programul de loialitate LRP până în data de 15 a lunii. Tot în fiecare lună, membrii doTERRA au acces și la un produs redus cu 10%. În această lună, acest produs este doTERRA After Sun, din gama doTERRA Sun. Eu întotdeauna vă recomand să vă puneți în coșul RP. Sunt câteva lucruri pe care eu le recomand lună de lună, așa numele, LV-ul cu enzimele digestive, cu probioticele, pentru că țin de sănătatea noastră structurală. Dintre emoționale să aveți acum, chiar nu trebuie să vi-l luați lună de lună, da, Consol, Forgive din gama de emoționale, Advantage cu colagen și recomand întotdeauna produsul gratuit, produsul redus al lunii, pentru că îl luați cu reducere. Indiferent care este acela. Luna asta, întâmplarea doTERRA face că produsul redus al lunii este chiar un produs pe care eu îl iubesc, îl ador, îl folosesc în fiecare zi. Este un spray hidratant. El spune că este de folosit după plajă. La modul real, este un spray ce conține acid hialuronic și conține uleiuri esențiale de tămâie, lavandă și mai are ceva uleiuri și nu înțeleg de ce nu scrie acolo, dar tămâie și lavandă știu sigur și titri conține și vine sub forma aceasta, da? Pur și simplu îl spreiez și e un lichid, da? La modul acesta arată, vedeți că se și Da, scurge, este un spray cu care conține aloe eu vera. o dau pe spate în fiecare zi. Exact, pentru că pe spate nu mă pot da, dar în rest, pe tot corpul, după ce ați ieșit de la duș, pentru mine rutina zilnică este, nici măcar nu mă șterg cu prosopul, da, se zvântă puțin pielea,
dau cu acest spray pe tot corpul, peste tot, și peste pun body mist-ul, care este cu acele uleiuri esențiale și cu uleiuri vegetale, și am pielea hidratată tot timpul. M-am bucurat foarte mult când Doter a scos acest produs pe piață, pentru că eu de ani de zile foloseam o combinație de gel de aloe vera cu acid hialuronic cumpărate de la alte companii, mă rog, de la o companie cu care am mai lucrat și în care aveam încredere că sunt produse bune, dar trebuia să-mi iau două produse separate plus crema de corpus, așa. Aici am și gel de aloe vera și acid hialuronic, care este profund hidratant și neutralizează clorul și varul din apă, face parte din regimul de îngrijire zilnică a pielii, și uleiuri esențiale. Vi-l recomand cu mare căldură și nu doar pentru perioada verii, pentru că pielea noastră are nevoie de hidratare pe tot parcursul anului. Profitați de faptul că este la reducere cu 10% și puneți-vi-l în coș. Atenție, îl puneți nu pe puncte de loialitate, deci nu să vi-l luați gratuit, pentru că atunci se va calcula la prețul lui întreg, ci ca să beneficiați de reducere, îl puneți pur și simplu în coș ca să îl plătiți la sfârșit. Și puteți să vă luați mai multe, nu este limită la unul singur. Bucurie mare, bucurie, nici nu știu dacă eu mi-am luat. Nici nu m-am uitat să văd dacă mai există încă în shop, având în vedere cozile care au fost astăzi. Sper că da și sper că nu vi-l prezint degeaba. Acest kit esențial pentru călătorii, Doterra Sun. De ce sunt foarte entuziasmată de acest kit? Pentru că folosesc, tocmai v-am spus despre Doterra After Sun, vine într-o variantă mai mică. Este la 96 de grame spre deosebire de 170 de grame câte are ăsta, adică e mai mititel așa, că să-l poți duce cu tine în avion. Exact. Vine împreună cu sticul de protecție solară, care este genial, foarte ușor și util de utilizat. Cu factor și de protecție foarte, 40. Foarte ușor de folosit. Și de asemenea un produs nou pe care iarăși îl așteptam cu nerăbdare este lip balmul cu protecție solară. Și acum unii dintre voi o să ziceți așa, e cam exagerată Simona asta, serios acum, și lip balm cu protecție solară. Eu nu știu dacă vouă vi s-a petrecut, mie mi s-a petrecut să mi se ardă buzele la soare. De obicei, vara, când, nu știu, stau 10-14 zile la mare, mă fac cu cremă peste tot, dar buzele, cum mi le tot ling sau mănânc ceva, sau de obicei, din cauza soarelui, a apei sărate, ele devin mai roșii și mai sensibile. A faptului că, nu știu, mă dădeam cu ceva ulei sau ceva, puneam și pe buze care atrăgea soarele. S-o te pup cu mine. Deveneau mai roșii și mai sensibile și nu se ardeau la modul cât... Erau roșii și sensibile și era clar că are legătură cu asta, și m-am bucurat foarte mult când am văzut acest kit și faptul că am acces la acest lip balm. Așadar, dacă vi-l doriți, puneți-l în coș de grabă și luați-l, asta pentru sigur că se va asta epuiza. Sigur se va epuiza. Deci vă dăm înscris, vă garantăm că dacă nu s-a epuizat, în următoarele zile se va epuiza. Așadar, deja avem ce pune în coș o grămadă. Dar asta nu e tot, vă vorbeam despre simpatica bufniță, difuzorul sub formă de bufniță, care nu vine singurel, vine împreună cu uleiul de lavandă, așadar o adiție minunată în casa noastră și în camerele copiilor și nu numai, dar și un cadou minunat pe care putem să-l facem celor dragi. Este acest difuzor cu lumină ambientală, caldă, da, care vedeți că vine din burtica bufniței, și are și 4 opțiuni de muzică, muzicale cu volum ajustabil. Muzica este muzica ambientală, da, deci la modul acesta, nu, nici măcar nu ambientală, ci ciripii de păsărele și așa. Vine împreună cu, foarte important să rețineți care volum ajustabil, pentru că am mai avut difuzoare pentru copii cu sunete și muzică pentru adormit copii, dar volumul nu era ajustabil, așadar au ținut cont de cererile noastre și au făcut acest lucru. Și nu vine singur acest difuzor, vine cu uleiul de lavandă, minunat de folosit seara la culcare. Noi îl folosim inclusiv picurat direct pe perne sau pe zona pe care dormim. Mai ales așa. Da. Și ce am realizat eu chiar astăzi, Dan, de felul lui, de când îl știu eu, Dan era un sfărăitor. Deci el sfărăia.
și sporăia bine și tare. Și de când cu doTERRA, într-adevăr, nu mai sforăie, nu înseamnă că nu mai sforăie deloc, dar când sforăie, sforăie așa, cumva în relantii, nu deranjează deloc. Deci muzical. Da. Și Andreea Boceli. Am pus pe seama faptului că difuzăm, dar nu difuzăm în fiecare noapte, însă ce facem în fiecare noapte, garantat, și el face asta, este să picure aer și lavandă pe pernele, pe fiecare parte a pernei. Și de ce am realizat astăzi că, de fapt, el într-adevăr chiar nu mai sforăie la modul acela, pentru că m-au sunat în ultimele două zile două persoane care ambele m-au întrebat, una mi-a zis că are nevoie pentru că a mai folosit de la doTERRA pentru sforăit și l-a ajutat foarte mult blendul air și mai are nevoie, și cealaltă persoană m-a sunat să-mi ceară soluții pentru sforăit și atunci mi-am dat seama de unde îi se trage lui. Așadar, folosiți seara la culcare alături de aer, de ce nu, picurat pe pernă pentru a vă susține în acest sens. Mergem mai departe. Și dacă îl doriți, și acesta este un produs care are limită de 2 per comandă, da, e limita stocurilor disponibile și urmăriți să îl prindeți cât îl avem în shop. Și avem produse nou intrate în shop, și anume PB Assist Plus, este probioticul, fostul probiotic pentru copii, într-o formulă nouă, deci PB Assist Junior nu va mai exista la vânzare, pentru că acest PB Assist Plus i-a luat locul. Vine sub formă de pliculețe, sunt 30 de pliculețe într-o astfel de cutie, da? După cum vedeți aici. Și sunt absolut extraordinare și de data aceasta, eu oricum le luam și alea pentru copii și înainte, dar ăsta chiar este adresat și adulților și vine cu 3 tulpini probiotice și o fibră prebiotică, astfel încât să susțină colonizarea sănătoasă a intestinului subțire, pentru că de acolo se asigură peste 75% din sistemul nostru imunitar. Cheers! E atât de simplu. Și gustos. Are un gust foarte bun. Copiii o să-l iubească. Dincolo de fapt, e o pudră mai granulată, cu un gust foarte bun. Și parcă e ușor, foarte ușor, efervescent în cură. Are două senzații minunată. Și îl puteți pune și într-un pic de apă sau într-un suculeț sau pur și simplu luat la modul acesta și să aveți grijă în fiecare zi de sănătatea generală, îngrijindu-ne de microbiomul intestinal. De acolo pornește starea noastră de sănătate. Așadar, veți dori să folosiți aceste probiotice și aveți grijă să vi le puneți în coș. Mergem mai departe. Și tot produse nou intrate, de data aceasta la vânzare separată, astfel încât cu toții să avem acces, din gama Shinrin Yoku. Sunt tare curioasă câți dintre voi ați folosit deja Shinrin Yoku. Facem așa. Puneți-mi un 9 încet dacă ați folosit sau ați mirosit deja Shinrin Yoku și a intrat în topul vostru 3 de uleiuri esențiale. Hai să zicem 5. Am vrut să zic 5, dar am zis hai să fiu și mai selectivă. Acum, da, eu zic top 3. E un blend care categoric a urcat foarte rapid în top. N-aș putea să vă zic, că nu știu cum să leg. Categorizez, să zic care sunt alea 3, pentru că știm că sunt multe care se înghesuie acolo pe primele locuri, dar ce pot să zic sigur este că a intrat foarte rapid în top acolo, pe poziții sus, împreună cu alte uleiuri, da? Nu fi top 3, că sunt multe care sunt acolo pe primele locuri. În top. Exact, în top. Și în Rinyoku este este un astfel de blend pentru noi. A fost de la primul miros, este Forest Bathing Blend, adică este blendul care te ajută să te simți că faci o îmbăiere în pădure. Practic conține acele substanțe pe care oamenii de știință le-au identificat într-o pădure. Da? Într-o pădure. Acele extrase dintr-o pădure. Bine, deci printre motivele pentru care atunci când mergem în pădure începem să ne simțim mai bine și are un efect pozitiv asupra stării noastre de sănătate și emoțională, este faptul că
copacii, da? Emană anumite mirosuri, uleiuri esențiale, substanțe, da? Care creează acea stare extraordinară. Și pornind de la faptul că există niște studii științifice care au pus în evidență care sunt acele substanțe care se regăsesc în pădure, doTERRA a mers invers și a creat un amestec de uleiuri esențiale care, de fapt, conține aceste substanțe. Și atunci când noi difuzăm sau mirosim acest ulei, de fapt, aducem în ființa noastră exact substanțele din pădure. Dintr-o pădure, din aceea pură, poate chiar virgină. Și miroase divin. Eu încercam acum să citesc ce uleiuri conține, ca să vă pot spune, acum nu o să vi le zic chiar pe toate, dar conține ulei de lămâie, paciuli, magnolie, braț siberian, cardamom, chiparos, hinoki, lavandă, grapefruit, geranium și petit grain, într-o combinație absolut, absolut divină. Cristina, te înțeleg perfect când zici că ai consumat jumătate de rolon în 2 săptămâni după convenție. La mine, un rolon de Shirinyoku din clipa în care l-am mirosit pentru prima dată, în permanență am un rolon în poșetă. Îl folosesc în fiecare zi, în fiecare moment, oriunde m-aș găsi în oraș, pentru că simt acea nevoie să mă împământez în toată nebunia din jurul meu, în tot ce se petrece acolo, să am eu oaza mea de liniște, de puritate, de proaspăt, de pădure. Și exact asta face. În clipa în care de obicei obișnuiesc să mi-l dau exact așa pe la nas, dar îmi dau întotdeauna și pe la punctele de puls, efectiv îl folosesc ca parfum, da? Și fac asta de câteva ori când ies în oraș sau merg în diverse locuri. Și la modul acesta folosim și în Rinyoku, iar acasă, nu știu nici la câta sticluță suntem, difuzăm, da? Difuzăm și în Rinyoku din varianta la 15 ml. Rețineți că cel la 10 ml este touch, da? Puțin diluat cu ulei de cocos, astfel încât să-l putem aplica direct pe piele și putem să ne bucurăm astfel de efectele de natură, de plimbare în pădure, și noi suntem îndrăgostiți de natură și de pădure oriunde și în orice moment, pentru că încă nu putem să stăm toată ziua în pădure și nu știu nici dacă neapărat aș vrea să fac asta, pentru că oricât de mult îmi place natura și pădurea... Să ne mutăm la casa noastră și acolo să fie aproape în pădure. Oricât de mult îmi place natura și pădurea, pădurea aceea virgină în care chiar simți acea îmbăiere în pădure, vreau să pot contribui la societatea asta și să-mi împlinesc menirea pentru care am venit în viața asta, și asta pot să fac aici, fiind între oameni. Așadar, fiind între oameni, pot să folosesc, să aduc pădurea în casa exact, mea. Exact, asta e concluzia. Acest blend aduce pădurea în casa noastră. Dacă exact. Noi nu putem, din diverse motive, să ajungem la pădure, aducem pădurea. Exact. Și sunt într-adevăr niște blenduri, sau varianta de Shinrin-yoku în ambele lui formule, vin să ne confere starea aceea de calm, de împământare, de împrospătare, de liniște, de... pur și simplu simți, am eu vorbă, când te liniștești așa simți că ți se întind neuronii, da? Nu mai sunt creți ca pe bigudiuri. Bun, mergem mai departe și nu e ultimul produs nou care intră în shop. Avem și Metapower My Totu Max. De fapt, despre Metapower v-am mai vorbit, Metapower My Totu Max și luna trecută. Exact. Pentru că era în pachetul post-convenție. Dar vă reamintim, este o versiune îmbunătățită a lui My Totu Max, doar că acum cu elemente care leagă de gama Metapower. Și... inclusiv blendul Metapower îl conține și încă niște
elemente care nu existau în versiunea anterioară. Și gândite, dozate, studiate și aduse împreună, testate, practic, substanțe naturale care să lucreze la maximum pentru a-ți conferi energia celulară. Practic, acest produs lucrează pe mitocondrii, uzinele de energie ale celulelor noastre, și el face ca aceste mitocondrii să lucreze cu un randament mult mai bun în transformarea hranei pe care noi o consumăm în energie. Pentru că, în mod obișnuit, mai ales după o anumită vârstă, aceste mitocondrii devin un pic mai leneșe. Da? Și nu mai au un randament foarte bun în a transforma hrana în energie. Dar... Cât de leneșe, uitați-vă un pic la copii, da? Când vedeți copiii care aleargă în toate direcțiile, de la mitocondrii se trage, de la uzinele lor celulare care funcționează la maxim. Dacă... Și au și mai multe, dar și funcționează și la maxim. Dacă ca adult nu-ți vine să alergi cât aleargă copilul tău sau copiii pe care îi vezi, e pentru că uzinele tale celulare nu funcționează în termeni. Dar, repet, Mitotumex, Metapower Mitotumex stimulează această activitate a mitocondriilor, le face mai eficiente, dar ceea ce a punctat Dr. Osgatorp, unul dintre oamenii de știință de la doTERRA, este un lucru care chiar mi se pare absolut extraordinar, și anume că nu numai că stimulează activitatea mitocondriilor existente, ci stimulează producerea de noi mitocondrii. Da? Ceea ce, dacă ar fi să traducem în niște termeni mai ușor de înțeles, înseamnă reîntinerire. Pentru că mai multe mitocondrii înseamnă mai multă energie, mai multă energie înseamnă că suntem mult mai tineri. Că una dintre diferențele fundamentale între o ființă tânără și una în vârstă, este nivelul energetic. Da? Și acest produs ne ajută să menținem un nivel al energiei foarte sus. Și vă mai spuneam eu, de multe ori am spus asta, pentru că e important, în tradițiile orientale și spirituale și medicină tradițională, se punctează că o stare bună de sănătate este întotdeauna corelată cu nivel energetic înalt. Și Meta Power Mitotumex ne ajută exact în această direcție. Așadar, mică provocare la un moment de sinceritate. Puneți-mi un 3 încet dacă pe parcursul zilei vi se întâmplă să aveți momente sau perioade de oboseală. Care fie cer o cafea, pentru cei care obișnuiți să beți cafea, dar după ce trece efectul cofeinei, care, apropo, nu intrăm în detalii, dar nu este unul benefic, nu face decât să mobilizeze brusc resursele proprii de energie, nu vă ajută, nu vine cu energie nouă, da? Ca și când ați apăsat la maxim accelerația dintr-o dată și uzați la maxim motorul. Da? Deci, aveți astfel de momente de oboseală, pe parcursul zilei sau perioade de oboseală, dacă vi se întâmplă să treceți prin astfel de situații, puneți-mi un 3 încet, pentru că este, dacă vreți, una dintre bolile secolului, putem să problemele, spune, da? Confruntarea secolului, oboseala. Suntem surescitați la maximum de cumulul de stimul, de informații, de sarcini, de stres care vine către noi din toate direcțiile. Suntem obosiți mental, în primul rând, pentru că de fapt acolo obosim, suntem obosiți fizic pornind de acolo. Ne biciuim organismele cu tot ce se poate, lucrând mult sau stând până noaptea, nopțile târziu, folosind mult lumina artificială, ne-am îndepărtat mult de ritmurile noastre circadiene și asta duce la un stres major asupra organismului, așa că nu e de mirare că marea majoritate, chiar dacă nu ați răspuns cu toții provocării mele de sinceritate, eu știu că toți, n-am întâlnit încă în câți ani de viața mea o persoană care să-mi zică că nu are pe parcursul zilei măcar un moment de oboseală.
Și asta, repet, se datorează modului în care ne ducem noi viața. Așadar, pentru a vă susține organismul, nici măcar nu vreau să spun pentru a combate acele momente de oboseală, ci pentru a nu ajunge la astfel de momente, Lifelong Vitality Pack împreună cu MetaPower My Total Max e una din variante. Bun, acestea au fost promoțiile pe care doTERRA, promoțiile și ofertele pe care doTERRA ni le-a pregătit în această lună. Rețineți kitul de călătorie pentru plajă, rețineți bufnița cu uleiul de lavandă pentru că sunt în ediție limitată, rețineți faptul că luna aceasta avem minunatul spray After Sun cu colagen și acid hialuronic și uleiuri esențiale la reducere și uleiul de păr palmaros al primit cadou la 125 PV. Ce vă puneți în coș pe lângă ce aveți nevoie și avem nevoie zi de zi, da? LLV, colagen, enzime, probiotice, ia uite, BB Assist Plus, e un bun moment să îl testați și voi și copiii voștri, MetaPower My Total Max și Rinyoku. Dar, pentru cei care sunteți în echipa noastră, echipa Spanda, cu alte cuvinte, dacă vă uitați acolo la voi în... discutați cu consultantul personal dacă nu știți unde să vă uitați, dar în contul de membru doTERRA vă apare la Upline și Simona Dărăban și Dan Oros sau Spanda Natural Solutions. Așa. Atunci faceți parte din echipa noastră și v-am pregătit pentru această lună. Ne-am gândit de data aceasta, chiar de luna trecută, ne-am gândit în luna august, fiind lună de vacanțe, lună de concedii, lună de vară în care cumva toată lumea vrea să se bucure de... Și dacă nu merge neapărat într-o vacanță, vrea să se bucure de ideea de relaxare, am zis hai să venim și noi cu o bucurie către membrii echipei noastre și chiar de luna trecută, chiar de când am pregătit tombola și v-am oferit tombola luni trecute, ne-am și gândit că vrem luna asta să vă oferim o tombolă mai generoasă. Așadar, v-am pregătit 73 de premii în produse doTERRA. Practic, cadourile o să sumeze peste 2000 de euro. Deci cadourile va fi mult peste 2000 de euro, nici măcar n-am făcut calculele, dar luați în calcul că fiecare premiu este câte un produs doTERRA, un ulei sau un supliment sau ceva. Și în plus avem și 3 premii mari, de am zis 73. Tombola se va desfășura la modul următor, da? Ca să te califici. Deci, ca să te califici, trebuie să... Faci parte din echipa Spanda. Să faci parte din echipa Spanda, primul lucru. Al doilea lucru, să ai o comandă LRP sau de înscriere de minim 125 de puncte. O comandă care să fie plătită până pe 31 august. Da? Apoi, următorul element obligatoriu este să vă înscrieți. Deci după ce ați îndeplinit condițiile, aveți în postarea principală și în postarea despre această promoție, aveți un link care vă duce pe o pagină unde aveți un formular de înscriere și completați acel formular de înscriere. Da? Deci dacă aveți sunteți în echipa Spanda, aveți o comandă de minim 125 de puncte LRP sau de înscriere plătită. Și v-ați înscris, plătită și v-ați înscris, atunci deveniți eligibil pentru această tombolă. Tombola se va desfășura în felul următor. Vom avea 70 de premii, 70 de premii constând în produse doTERRA. Da? Fiecare persoană va primi un număr de ordine pentru tombola, da? Și vom alege produsul și apoi extragem persoana câștigătoare. După ce am ales cei 70 de câștigători, la care participă toată lista de aici la tombola, categoric participă toată lista, alegem 70 de câștigători, după care începem efectiv o tombolă nouă de la zero, vom avea 3 premii speciale, 3 MetaPower Advantage. Colagen. Da, colagen.
La care participă din nou toată lista toată de toată lumea înscriși. Participă, inclusiv cei care au câștigat, cei 70, deci ei pot să câștige și la unul din cele 70 de produse și de asemenea și un Meta Power Advantage. Dar, ca să spunem ca și reclamele, asta nu-i tot. Dacă câștigătorii de la Meta Power Advantage sunt prezenți live atunci când facem extragerea. Atunci când facem extragerea va fi pe 3 septembrie. Deci dacă ei vor fi prezenți live la extragere, atunci vor primi un cadou suplimentar pe lângă Meta Power Advantage. Acela va fi un cadou surpriză, nu-l anunțăm de pe acum, dar cu siguranță cei care vor fi prezenți și vor câștiga Meta Power Advantage se vor felicita că sunt prezenți live. Dacă nu sunt prezenți live, atunci vor primi doar Meta Power Advantage fără cadoul suplimentar. Ce înseamnă asta pentru voi? Înseamnă mai multe șanse de câștig, nu la 1, nu la 2, ci la chiar la 3 premii. Dar oricare din variante o nimeriți, credeți-mă, este câștigătoare și în primul rând și primul câștig va fi acela că aveți și uleiul de palmarosa și puteți să vă bucurați de efectele și beneficiile lui, pentru că una dintre condițiile de calificare este să ai comandă LRP de minim 125 de puncte sau comandă de înscriere și dacă e comandă de înscriere, iarăși ești câștigător pentru că ai intrat în lumea minunată doTERRA. Însă, ne gândim la o chestie, deocamdată nu e oficial, doar ne gândim, prin care toți cei care veți fi eligibili să câștigați ceva. Da? Și nu, repet, nu vă comunic încă ce anume va fi și cum va fi, dar ne gândim la acest lucru. Da? Deci nu numai cele 73 de premii plus... Acelea sunt garantate, deja vi le-am anunțat. Ce mai vreau eu să vă anunț, practic să vă aduc la cunoștință, este faptul că extragerea va avea loc, de data aceasta vom face cu ajutor extragerea și vom verifica live împreună cu voi, cineva din echipă ne va ajuta să facem extragerea, noi vom verifica să vedem condițiile de calificare dacă sunt îndeplinite, de aceea vin cu recomandarea, vă plasați comanda, o plătiți și apoi vă înscrieți la tombolă și faceți aceste lucruri până în data de 31, inclusiv noaptea, până noaptea în 31, da? Nu în 1, nu după 1 septembrie, ci până în 31, pentru că vom verifica live și de altfel de fiecare dată verificăm după și am avut situații în care a trebuit să extragem din nou altă persoană pentru că nu erau calificați la tombolă. Și puneți un 7 în cer dacă sunteți entuziasmați de această tombolă. De această idee. De acest nou proiect. De-a dreptul. Nou mod în care organizăm această promoție. Pentru că noi abia așteptăm să vă oferim cadourile acestea și nu o facem singuri, ca de fiecare dată o facem cu liderii din echipa noastră Spanda. Și categoric și ei au contribuit consistent și atunci când o să realizăm tombola o să și menționăm pe toți cei care au făcut posibilă desfășurarea acestei promoții. Bun, văd că entuziasm pentru tombole există. Din nou, un moment de sinceritate, lăsați-mi un 5 încet. Dacă vi se par dificile să rețineți care sunt condițiile, adică dacă vi se pare că totul este de ușor de înțeles, hai să punem așa, dacă e ușor de înțeles, puneți-mi un 5. Dacă ceva n-ați înțeles, ar fi bine să-mi puneți acum întrebări, fie că am să vă răspund acum live, dacă apucați să o formulați, fie am să văd întrebarea și să vă răspund la întrebare, dar până aștept feedback-urile voastre, dacă e destul de clar și de ușor să înțelegeți cum se desfășoară această tombolă, puneți-ne un 5 oricum, încet. Mai bine ne scrieți în privat, deci dacă nu sunt clare lucrurile, ne scrieți în privat și vă clarificăm, pentru că
Dar deja primim o grămadă de 5, deci încă o dată, faci parte din echipa Spanda, fie că ești deja și spui comandele repede, minim 125 de puncte luna asta, fie că acum te înscrii cu comandă de minim 125 de puncte de înscriere, 125 PV, da? Și te înscrii la tombola noastră până pe data de 31, având comanda ta plătită deja, până în 31 august. Acestea sunt condițiile, atât. Și în rest, de restul ne ocupăm noi. Apoi ne revedem pe data de 3 pentru extragerea la tombolă, pentru a ne bucura împreună de premiile pe care le câștigați și voi că le câștigați, noi că le oferim, și de asemenea să fim acolo împreună și să vedem cine sunt câștigătorii și ai celor 3 premii mari, la care din nou participă toată lista, dar și ai premiilor surpriza. Vă îmbrățișăm cu drag și abia aștept să vedem ce ne aduce această lună. Să vă bucurați de luna august. Noapte bună! Noapte bună!